E de care vin și cu un tutorial video în care vă vom arăta cum se repară motorașul sau servomotorul V159 în doar câțiva pași simpli și cu doar 20-30 de lei. Asta pentru că dacă vreți să schimbați motorașul cu totul, vă va costa în jur de 200, 200, 250, 300 de lei. Poate chiar mai mult. Haideți să vedem cum se repară acest servomotor sau motorașul V159 de la un Volkswagen Passat B6 3C din 2006 până în 2010. Bun. El are aceste prinderi. Din laterale avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 prinderi pe care va trebui să le desfacem. Cum se procedează? Luați o șurubelniță dreaptă și vedeți? Apăsați înspre interior, înspre corpul motorașului și împingeți către interior. Când apăsăm pe clemă, și împingem de acesta în exterior. Să încercăm la toate să vedem să le desprindem cât de cât un pic. Mai aveți nevoie de încă o persoană. Iată, că am desfăcut două bucăți. Iată, mai avem partea aceasta de aici. Bun. Desfăcut și mai avem aici bucata aceasta. Iată. Și l-am desfăcut. Îi scoatem capacul. Bun. Iată cum vine. Cum vin prinderile. Bun. Iată și cum arată motorașul. Actuatorul sau motorașul V159 are de obicei două probleme. Fie potențiometrul este foarte uzat și nu mai funcționează corect, fie motorașul acela este defect. Noi în acest video vă vom arăta cum se schimbă potențiometrul, care are rolul de a transmite informații către sistemul climatronic cu privire la poziția clapetelor de la ventilație. Bun, și va trebui să schimbăm acest potențiometru de aici. Acesta e cu probleme, va trebui schimbat. Pur și simplu scoateți coșul belniță în exterior. Bun, ca să scoateți potențiometru, acest e potențiometru de aici cu verde și cu alb. Pur și simplu introduceți șurubelnița sub el și îl scoateți în exterior. Bun. Haideți să-l desfacem. Grijă. Iată-l. Acesta îl găsiți de vânzare pe internet. Acest potențiometru îl găsiți și mai jos în descrierea videoului. Ar trebui să fie undeva între 20 și 30 de lei prețul acestui potențiometru. Nu e scump. Dar trebuie să fiți sigur că e problema de la această piesă. Bun. După ce faceți rost de potențiometru nou, montați în aceeași poziție. Vedeți că are niște șanțuri aici să intre cum trebuie. Bun. Și apoi îi puneți capacul înapoi. Îl capsați. Îl împingeți cât se poate. Îl fixați cum trebuie ca să intre în toate clemele, să fie prins în toate clemele. Și apoi îl montați pe mașină în poziția aceasta.